Sau totuși bine m-a regăsit în Tecno și cu nodul clip. În acest clip o să vă arăt cum să folosiți pentul în modul. Să începem. Pentul îl găsim în Basic sau la Poligon. Tot contează pe care alegem, va fi același lucru. Pentul, hai să selectăm aici, că e mai ușor. Bun. Pentul putem să desenăm ce vrem noi. Și să vă explic cum funcționează. Am apăsat pe Make Quad. Dacă apăsăm pe Make Quads, de fiecare dată când desenăm uh, un pătrat, când apăsăm în afara pătratului, va crea încă un pătrat care se leagă. Cam așa. Și dacă vrem putem să îl modificăm. Dacă nu ne place cum a ieșit, să zicem, uh, chestia asta, putem să tragem de puncte. Ținem mouse-ul lângă punct și când se transformă într-un pointer, tragem punctul. Bun. Dacă nu vă apare chestia asta, barele astea uh, X și Y sau, da, X și Y, uh, intrați la pentul și la show, bifați show handle ca să vă ajute. Dacă nu puteți să trageți de punct, trageți de barele astea. Este foarte ușor. Bun. Ce să vă mai arăt la unealta asta? Dacă desenăm alte puncte și tragem punctul spre geometria care am creat-o adineauri, se conectează. Putem conecta punctele între ele. E ca și cum facem merge dar fără să folosim unealta, e chiar foarte folositor să folosești uh, uh, pentul pentru a face chestia asta. Dacă sunt niște geometrie, evident. Bun. Hai să vă arăt fără make-quad. Fără make-quad, uh, practic, desenezi într-o singur, uh, într singură zonă, adică conturezi obiectul. Fără să creezi uh, linii. Și după ce am terminat, putem să creăm coadurile. Uh, selectăm asta, selectăm asta, am creat o linie. E și asta o metodă, dar e mai eficient să faci cu coaduri, că nu trebuie să mai desinezi liniile astea. Și uneori, uh, produsul final poate să arate ciudat fără să desinezi coaduri. Oricum, depinde de preferințe. Bun, v-am arătat câteva lucruri despre pendul, hai să, des să modelăm ceva, dacă tot uh, am trecut așa de repede despre fiecare chestie pe care oferă Pentul, hai să creăm uh, un mesh, bun, hai să băgăm și o imagine, backdrop item, bun, să căutăm o imagine din calculator. Load image. Voi folosi imaginea asta. Bun, hai să vedem în ce direcție este imaginea asta. A, este pe front view. apăsați a când nu găsiți imaginea în toate cele trei viewporturi. Bun, am intrat aici. Hai să desnăm chestia asta. E chiar foarte simplu. Putem să observăm că aici este un pătrat, aici este un pătrat mai mare, doar că aici se mai folosește încă un pătrat ca să completeze forma. Hai că vă arăt imediat. Folosim uh, make quad și să desenăm. Bun. Bun. Hai să respectăm liniile. Apăs aici. Nu. Am s-a greșit. Uh, când uh, se întâmplă să nu vrea Pentul să deseneze din partea asta. Reaccesați pentulul și rezolvă problema. Bun. Legăm. Și să începem din nou. Reintrăm în pentul, selectăm partea asta, desenăm un quad, desenăm un cu... A. Selectăm asta. Așa. Uneori nu face cum vrem noi și trebuie să remediem. Trebuie să respect geometria asta ca să arate decent. Așa. Trebuie să arate cât mai realistic. Bun, tragem astea. Și îți că ați făcut mărci când vezi cercul ăla albastru când trageți. După cum puteți vedea, e un cerc de sta mai... E... Nu știu dacă se vede, dar... Ar trebui să se vadă. Este foarte mic, fix aici. Bun, hai să continuăm. A, durează mult să desenez, dar... Produsul final se arate chiar bine și știi că este... că se poate de... Aproape de... Forma finală. Hm. Poate zic prostii, poate nu zic prostii. Am zis, ceva, uh, aici, apăs aici, apăs aici. Am creat încă o formă. Hai că a mers cum am vrut eu. De multe ori se întâmplă ca pentru să facă figuri. Nu, nu seamnă cu cel de la maia uh, La maia pentru este un pic diferit. Adică poți desinezi uh, fără probleme. Nu, nu ți faci griji despre geometrie. Dar chestia e că nu are posibilitățile de a combina punctele între ele și trebuie să folosești ver, vertex, uh, merge vertex și e nașpa fiecare program cu avantajele dezavantaj de lui. Bun hai să-l combin asta. Trag aici. Uf. Este un proces destul de greu. Durează cam mult să faci forma care ți-o dorești. Dar într-un final o să arate bine. Dacă respectăm geometria. Firar. Cât îl când dispare fără vreun motiv? Se întâmplă să se mai blocheze calculatorul când modelezi și de-aia este bine să salvați din când în când modelarea din 5 în 5 minute ca să te asiguri că nu o să se blocheze programul și o să pierzi totul. Aici trebuie să desenez. Trebuie să fie ales o imagine mai ușoară. Ne, termin eu până la sfârșit. Într-un final termin asta hai să desinez în felul ăsta și corectez la final Ah, nu face cum vreau eu mă gândeam că atunci când fac chestia asta să meargă în direcția asta nu să meargă fix în direcția cealaltă N-așpa, mai trag o dată, firar, nu faci cum vrea eu și de asta o să-mi ia mult timp să modelez chestia asta, hai că arată bine deocamdată, o să mai modific un pic, a, ah, fac, trebuie să fiu atent cum mă apăs ca să nu facă vreo prostie, bun, și aici e ultimul, a, ah, mai e și aici, firar. Una aici, una aici. Așa. Aici, aici. Opa. Apăs space de fiecare dată când vreau să ies din unealtă. Intru la vertices, la apăs 1 și rearanjez punctele ca să corespundă cu imaginea. Opa. Apăs space, 1W space 1W space 1W Așa Repet chestia asta până îmi place prosul final A. E multă migăleală când vine vorba de modelare, dar cu cât stai mai mult, cu atât o să iasă mai realistic și mai plăcut la vedere. Mm, am ales două puncte. N-am nimic. Hai că arată bine și așa nu mai corectez. Ies afară. Hai să aleg uh, poligoanele. Uh, apăs. Bun. Am uh, selectat tot. Și apăs, uh, să un pic să văd, tican ca să scot afară ce am modelat eu. A, ah, uite că a ieșit bine. Haide, a, ah, rămâne așa. Uh, scot imaginea de fundal și asta e produsul pe care l-am făcut eu. Nu arată cine știe ce, dar dacă mai băgăm câteva edge uh, hai să băgăm câteva edge că tot am timp, n-am stat foarte mult să modelez chestia asta. Uh, dacă nu ați văzut primul meu videoclip, uh, când apăs pe un add loop, țin apăsat shift ca să mai crezi linii în plus, că dacă nu faci asta dispare linia anterioară. Dar să sperăm că v-ați uitat la videoclip e multă migăleală ca să iasă bine. Aș putea să folosesc criso adică Shift W, dar de multe ori nu iese cum vreau eu. Bine, n-am reținut bine cum funcționează unealta și îmi iese mereu niște ciudățenii când folosesc. Și din ce în ce mai mult arată decent. Shift -W. Click, shift click shift click shift click shift click shift click multă lume face pe jumătate modelarea și după aceea îi dă un mirror ca să apară pe partea cealaltă și dă merge ca să fie complet e mai rapid dar n-am avut chef să folosesc unealta aia o să vă explic o să vă explic mai încolo. E și acolo mult de explicat. Dar e un, un alt e ușor de folosit. Hmm. Din, și cu cât încerc mai mult, cu atâta o să arată mai bine. Și dacă. Hai și interior, ca să. Își, o să arate foarte bine modelarea asta. Dacă faci totul cum trebuie aici am uitat nu, aici am uitat un edge și arată bine îi dau un render și asta e modelare